Române. Proaspăt amendat pentru că a susținut un concert în plină pandemie, fără respectarea regulilor de protecție, manelistul Vali Vigelie face afirmații incredibile. Acesta susține că se afla la petrecere și bea un șpriț chiar cu șeful poliției. Manelistul nu a precizat însă la care șef se referea mai exact. Se pare însă că ar fi vorba despre adjunctul poliției Năvodari. IPJ Constanța a deschis o anchetă. Poliția română se află într-o criză de imagine fără precedent, după ce au ieșit la iveală legăturile dintre șefii instituției și clanurile interlope. În plin scandal, manelistul Vali Vigelie toarnă gaz pe foc. Cântărețul a vorbit despre amenda pe care a primit-o săptămâna trecută în timpul unui recital în Năvodari. Manelistul susține că se afla la acea terasă chiar cu șeful poliției, fără însă să precizeze cu cine era mai exact. Frumusețea a fost, toată lumea a venit. Nu mai erau locuri. Așa. Oamenii să stăm în picioare, înăuntru erau, mai știu, 300-400. La cealaltă terasă am ocupat și locurile la cealaltă și pe stradă s-a strâns fără număr. Unde-i vina mea? Și știi care e frumusețea? Nu o spun pentru că... Dar o spun pe la urmă. A trecut. Șeful poliției era cu mine la masă. Deam un șpriț. Contactat de presă ulterior, Vigelie a dat înapoi și a susținut că de fapt a glumit. Poliția Constanța a anunțat însă că a deschis o anchetă în acest caz. Administratorul localului în care a cântat Vigelie s-a ales atunci cu o amendă în valoare de 2500 de lei, iar artistul a fost sancționat cu 1000 de lei. Însă nu este primul incident de acest fel în care este implicat Vali Vigelie. În urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au dispersat mulțimea strânsă la un concert susținut de acesta în Eforie Nord, tot cu sirenele. Da, așadar, un nou scandal se leagă de imaginea poliției române și stăm de vorbă despre această anchetă în desfășurare cu Cosmin Andreica de la Sindicatul Europol. Bună ziua, domnule Andreica! Inspectoratul de poliție din Constanța a deschis o anchetă pentru a se stabili dacă într-adevăr așa au stat lucrurile, dar din relatarea domnului Vali Vigelie înțelegem că adjunctul poliției Năvodari se afla la petrecerea care încălca normele sanitare și chiar bea un șpriț cu celebrul cântăreț. Să fie ieșit fum fără foc? În primul rând, pentru igiena limbii române, se spune cealaltă terasă, nu cealaltă terasă. În al doilea rând... La cine vă referiți anume, domnule Andreica? Îl auzeam pe domnul Vali Vigelie spunând cum au stat oameni la cealaltă terasă și era bine ca să și facem puțină educație și puțină gramatică a limbii române. În al doilea rând, sigur, dacă aceste relatări sunt reale și nu reprezintă doar o încercare, un exercițiu de imagine a acestui manelist, cred că e clar că ne vom afla într-o situație similară cu domnul Vasilescu, șef al poliției române. Nu pentru faptul că ar fi fost ilegal să fie la acea masă adjunctul poliției Năvodari, însă este imoral să legitimeze prin prezența sa acolo un astfel de eveniment în care au participat aproximativ 500-600 de persoane și la care polițiștii, după câte am văzut, au fost nevoiți să folosească diferite artificii și tertipuri pentru a reuși să disperseze mulțimea și pentru a întrerupe acel concert. Da, cred că ați spus punctul pe ei folosind un termen legitimarea unui anumit tip de comportament. Se vorbește despre faptul că poliția română e într-o criză de imagine. Eu cred că am putea mai degrabă să vorbim despre o criză de moralitate. Ce exemplu dai oamenilor de rând ca reprezentant al poliției dacă prin prezența și atitudinea ta nu doar că nu condamni, dar și încurajezi încălcarea legii? Într-adevăr, și mai mult decât atât, pe litoralul românesc în această vară am avut o serie de astfel de probleme, în special, de fapt, ale șefilor, practic, pentru că și la Poliția Eforie am văzut un șef care a fost prins în flagrant pentru faptul că își primea porția de 300 de lei pe zi de la vânzătorii ambulanți de pe plajă. Iată, deci, că asemenea exemple sunt de natură a prejudicia grav încrederea cetățenilor în instituție și de aceea este nevoie să dăm exemple clare în care s-au luat măsuri ferme
față de aceste comportamente, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, cetățenii sunt foarte sensibili la astfel de subiecte și mai ales când văd că tocmai șefi, adică acei oameni care trebuie să fie exemplul suprem de moralitate și de disciplină, recurg la astfel de gesturi. Domnule Andrei, ca ați pomenit de incidente izolate, dumneavoastră, ca un bun cunoscător al speței și al domeniului, cunoașteți oamenii de acolo? Sunt într-adevăr incidente izolate sau vorbim despre un modus operandi de sus până jos? Nu, sub nicio formă. Clar că vorbim despre incidente izolate, însă nemulțumirea noastră este că nu sunt tratate cu fermitate din partea instituțiilor superioare, pentru că în aceste condiții vedem și limbajul de lemn al IPJ Constanța, care spune că a declanșat o anchetă. Eu mi-aș dori ca cel târziu în cursul zilei de astăzi să vedem care este rezultatul anchetei. Nu cred că un întreg inspectorat este greu să identifice, adică să stabilească dacă Vali Vigelia a stat la masă cu un șef sau nu a stat la masă cu un șef. Nu-mi doresc ca asemenea tertipuri pe care ei le folosesc în speranța că vor scăpa de întrebările jurnaliștilor prin faptul că au spus că au declanșat o anchetă, îi vor absolvi de o concluzie. Nu, trebuie să vedem cel târziu în cursul zilei de astăzi un răspuns din partea ei pe Constanța, care se spune clar, cu subiect și predicat, dacă avem, dacă această poveste a lui Vali Vigelie este confirmată sau este infirmată. Se conturează din ce în ce mai multe incidente în ultima vreme care duc poliția română într-o zonă de criză de imagine, criză de moralitate, cum să o numi. Cum vedeți dumneavoastră reformarea acestui sistem, domnule Andreica? Este dovada vie a faptului că în ultimii 5-10 ani de zile, pe funcții de conducere au ajuns oameni care nu au ocupat aceste funcții pe baza unor criterii de meritocrație, ci pe baza unor criterii de pile, relații și cunoștințe, mai ales cunoștințele din zona politică, pentru că și în momentul de față avem un procent foarte mare de împuterniciri în Poliția Română și în celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, împuterniciri care reprezintă exercitarea temporară a unor funcții de conducere, iar în situația în care acei oameni puși în acele funcții nu execută practic ordinele de pe linie politică pe care le primesc, sunt schimbați a doua zi. Și de aici vorbim până la urmă de o instabilitate a funcției practic, pentru că iată și la nivelul Poliției Române, șeful Poliției Române este reprezintă un post publică și este numit la propunerea Ministrului Afaceri Interne și aprobat, validat de către primul ministru. Ori din punctul nostru de vedere, acest post de șef al Poliției Române ar trebui să fie ocupat prin concurs de un specialist și nu de oamenii numiți politic. Am înțeles, mulțumim foarte mult, Cosmin Andrei, ca Sindicatul Europol. Merge mai departe. Raportul Ministerului de Interne privind eventualele nereguli făcute la Poliția Capitalei în gestionarea situației privind clanurile din București e așteptat în aceste zile, în contextul în care IGPR se confruntă cu unul dintre cele mai vechi războaie la nivelul conducerii. Cu toate detaliile vine colega noastră, Gabriela Mihai. Bună ziua, Gabi! S-a aflat dacă s-au găsit anumite nereguli? Am găsit surse din rândul Poliției Capitalei susțin că în timpul verificărilor făcute de Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne la Poliția Capitalei, mai mulți polițiști au confirmat și susținut acuzațiile pe care le-a adus în spațiul public șeful Serviciului pentru Grupări Infracționale Violente, referitoare la faptul că activitatea sa în perioada anului 2019 a fost limitată și ne reamintim că mai spunea că Radu Gabriș i-ar fi spus să nu mai facă anumite dosare. Mai mult decât atât, se pare că anumite anchete ar fi fost oprite de la o zi la alta. Totodată, în timpul acestor verificări făcute de Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne, tot surse din cadrul Poliției Capitalei susțin că fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale din Poliția Capitalei ar fi spus că Radu Gavriș în anul 2019 s-a implicat în organizarea escortei lui Liviu Dragnea atunci când a fost nevoie să fie pus în executare mandatul de arestare pe numele lui. Ne reamintim că Liviu Dragnea
a fost preluat de la locuința sa și dus la penitenciarul Rahova cu mașina lui Radu Gavriș, adjunctul Poliției Capitalei. Ei bine, continuă aceste verificări. Vom vedea până la urmă care sunt concluziile acestui raport întocmit de Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne și totodată și care vor fi măsurile luate în urma acestor verificări. Mulțumesc că a fost Gabriela Mihai. Clipe de coșmar pe litoralul românesc. Un pedofil care s-a deghizat în salvamar a fost surprins chiar de părinți în timp ce făcea avansuri copiilor. Vreau să vă învăț să notați, le-ar fi spus bărbatul. Oamenii au sunat la poliție, iar bărbatul a fost dus la secție și audiat. Culmea însă, acum e cercetat în libertate. Incidentul scandalos s-a petrecut pe o plajă din Constanța. Necunoscutul le-a atras atenția părinților după ce a abordat mai mulți copii sub pretextul că vrea să-i învețe să noate, pentru că era mult prea aproape de copii, iar comportamentul și gesturile bărbatului erau neobișnuite, părinții și-au dat seama că este vorba de un pedofil, așa că au sunat imediat la 112. Individul a încercat să le spună părinților că este cadru militar, angajat al unei unități MAPN din țară, iar majoritatea timpului și-l petrece pe plaja din Constanța, însă nu a negat apropierea față de copii. Îmi spunea fetița că o atingea, apoi zicea, scuze, stai liniștită. El personal nu a negat. Ne-a spus că a încercat să învețe fetele să noate. În momentul în care l-am întrebat de ce avea pantalonii trași mai jos decât de obicei, s-a blocat. N-a mai zis nimic. În cele din urmă, suspectul a fost dus la secție și audiat. Acum însă este cercetat în stare de libertate și asta pentru că, spun polițiștii, pe numele bărbatului nu există nicio altă plângere. Moarte cumplită pentru o femeie de 77 de ani din Giurgiu. Bătrâna a fost ucisă chiar de câinii fiului ei din rasa Amstaff. Se pare că aceasta încerca să hrănească animalele în momentul în care a fost atacată. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Lătru. Hai, adu-mi minge. Adu-mi minge aici. Lasă. Polițiștii de la IPJ Giurgiu s-au deplasat la locuința bătrânei din comuna Prundu în urma unei sesizări primite chiar de la cuscra victimei, care a încercat să o salveze pe bătrână din colții animalului. Polițiștii l-au identificat pe proprietarul câinelui. Aceștia susțin că este chiar fiul femeii. În realitate, bărbatul neagă acuzațiile și spune că bătrâna le-ar fi dat de mâncare și ar fi avut grijă de ei. Întrebat de ce animalul nu avea acte, bărbatul a spus că pur și simplu nu știa că trebuie să îl declare. Chiar și așa, bărbatul a fost amendat de polițiști, însă doar cu 500 de lei. A trântit-o jos, că era singură. Venită pe la mine soacra și a auzit acolo. S-a dus să o scape și a mușcat-o și pe soacră mea de mână. N-am avut ce să fac, am sunat un nepot, a venit. A scos-o pe soacră mea și am așteptat până au venit cei că nu se mai putea intra în curte. Rudele spun că bătrâna îi primise pe cei doi câini de care s-ar fi atașat tare. Chiar dacă ar fi fost avertizată că sunt extrem de periculoși, femeia nu ar fi vrut să renunțe la ei. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, câinele nu era înregistrat așa cum este obligatoriu în cazul raselor periculoase. Nu avea nici microchip. Animalul urmează să fie eutanasiat. Acest cățel, conform normelor metodologice de aplicare, nu trebuie să mai aștepte cele 14 zile, fiind considerat un animal din rasă agresivă. La cererea deținătorului, animalul va fi eutanasiat. Cel de-al doilea câine va fi înregistrat și dat spre adopție. Până când își va găsi un stăpân, va rămâne într-un centru din satul Uzunu, județul Giurgiu. Rasa Amstaff, din care face parte și animalul, este o rasă extrem de periculoasă, folosită și în lupte ilegale. Un fost prefect al Constanței a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Ioan Albu a fost judecat după ce la începutul anului a omorât o persoană cu mașina. Și mai grav este că fostul prefect se afla sub influența băuturilor alcoolice. Pe 16 februarie, fostul prefect al Constanței a fost implicat într-un accident mortal la Ciocârlia. Conform acuzațiilor făcute de procurorii de pe lângă judecătoria Medgidia, Ioan Albu a condus sub influența băuturilor alcoolice, un Range Rover, și a intrat pe contrasens, lovind din plin un alt autoturism. În urma accidentului, un bărbat de 44 de ani a decedat. Imediat după accident, Ioan Albu a fost internat la Spitalul Municipal Medgidia, cu fractură de stern și alte traumatisme. După externare, fostul prefect a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile de judecătorii din Medgidia. Atât procurorii cât și familia victimei au contestat decizia, cerând arestarea șoferului vinovat. Însă tribunalul Constanța a respins contestația. El a rămas arestat la domiciliu și ulterior a fost
pus sub control judiciar. Potrivit IPJ Constanța, Ioan Albu avea o alcoolemie de 0,91 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, atunci când a provocat accidentul. În afară de condamnarea la închisoare cu suspendare, fostul prefect de Constanța, Ioan Albu, a fost obligat de magistrații din Medgidia să plătească daune morale în valoare de 85.000 de euro familiei victimei. Soția bărbatului decedat în accidentul de circulație provocat de fostul prefect primește 35.000 de euro. Cei doi frații victimei vor primi câte 20.000 de euro, iar alte rude 10.000 de euro. Momente cumplite pentru un român din Madrid. Bărbatul a fost înjunghiat pe stradă chiar de hoțul care îl tâlhărise cu câteva ore înainte. Românul se află acum în stare gravă la spital. Polițiștii madrileni au deschis în acest caz o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut incidentul. Incidentul grav a avut loc în cartierul Tetuan din Madrid, în jurul orei 22. Bărbatul în vârstă de 46 de ani fusese victima unui furt chiar în aceeași zi, atunci când un individ i-a sustras portofelul și telefonul mobil. Însă la numai câteva ore după incident, în timp ce se plimba, românul l-a reîntâlnit pe hoț. Fără să stea prea mult pe gânduri, în încercarea de a-și recupera bunurile, bărbatul l-a confruntat pe hoț, însă lucrurile au degenerat. În acel moment, agresorul a scos cuțitul și l-a înjunghiat pe român, provocându-i astfel o rană adâncă la brațul drept. Potrivit presei spaniole, bărbatul a fost transportat de urgență la spital, însă medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. În acest caz, agenții de la Poliția Națională au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-au întâmplat lucrurile. Mai mult decât atât, polițiștii analizează și imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins incidentul pentru a-l identifica pe agresor. Guvernul ar urma să aprobe în ședința de astăzi o ordonanță privind unele măsuri pentru elaborarea planului de relansare a economiei. Proiectul este necesar ca România să poată accesa banii europeni în valoare de 560 de milioane de euro în cadrul celui mai mare program financiar al Uniunii Europene. Proiectul de ordonanță de urgență arată care sunt domeniile și proiectele pe care se vor cheltui circa 25 de miliarde de euro. Cum vor fi alocați banii, ne spune colega noastră Bianca Ogarcă. Bun găsit! Din totalul de peste 25 de miliarde de euro, peste 700 de mii de lei vor merge către proiecte de infrastructură pentru sistemele de irigare, pentru combaterea riscului de secetă. Totodată se vor aloca 450 de mii de lei pentru modernizare urbană, dar și pentru turism. În același timp, trebuie menționat faptul că peste 500 de mii de lei vor merge către proiecte din domeniul sănătății publice, iar 250 de mii de lei vor merge pentru alte proiecte de infrastructură. Toate aceste măsuri se află pe masa executivului și va fi cel mai probabil vor fi adoptate printr-o ordonanță de urgență astăzi în ședința de guvern care va începe la ora 18. Centura capitalei va fi gata în vara lui 2022. Atunci artera va fi folosită în totalitate, iar pasajele și secțiunile la care acum se lucrează vor fi puse în trafic. Așa a promis directorul CNAIR, Mariana Ioniță. Se lucrează de zor la centura capitalei și la autostrada de centură, proiecte care au fost întârziate extrem de mult și care creează coze enorme la ieșirea și intrarea din București. Suntem la intersecția centurii capitalei cu localitatea Domnești și București. Aici este practic cel mai aglomerat loc din capitală. Vă spun acest lucru pentru că am vizitat împreună cu oficialii CNADNR cele 5 puncte nevralgice ale centurii Bucureștiului. Pasajul de la Mogoșoaia, lărgirea centurii actuale dintre DN2 și autostrada A2, pasajul de la Olteniței, pasajul Berceni și cel de la Domnești sunt cele 5 puncte care conectează Bucureștiul de centura capitalei. Constructorul promite că pasajul de la Domnești ar urma să fie gata anul viitor. De altfel, promisiunile autorităților nu se opresc aici. Potrivit contractelor aflate în derulare și reanalizate în cazul Domnești, anul 2022 ar trebui să fie anul în care toate pasajele și secțiunile de centură să fie puse în trafic. Mai puțin A0, la care se va mai lucra și în anul 2023. Cât despre proiectele deficitare, șeful CNAIR a explicat că mobilizarea cea mai scăzută am găsit-o pe secțiunea de centură DN2 A2, da? Dar trebuie să ne raportăm și la termenul la care s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. Acest proiect a fost cel mai deficitar,
După cum vedeți, el de o lună și-a intrat puțin în forță, în drepturi, dar proiectul cel mai deficitar e categoric pasajul Domnești. Pe DN2 a 2, acolo încă antreprenorul e unul străin, lucrează la mobilizare, acolo sunt și probleme pe devierea de utilități, sperăm că și acolo într-o lună se va ajunge la un ritm normal de lucru. Directorul CNAIR promite că toate proiectele legate de centura capitalei să fie finalizate în 2022 și autostrada A0 va fi gata un an mai târziu. Vești bune din industria auto. Astfel, uzina Dacia revine la producția de 6 zile pe săptămână pentru prima dată în 2020 pentru a crește producția, dar și pentru a asigura noile măsuri de siguranță. Asta în timp ce Ford revine la producția în 3 schimburi și în uzina de motoare alături de cea de automobile. Oficialii de la Mioveni au anunțat că au luat toate măsurile de precauție pentru a asigura o productivitate aproape de 100%. Producția în cele două uzine s-a reluat după o pauză în care au avut loc lucrări de mentenanță și modernizări necesare pentru noile proiecte. Toate măsurile implementate pentru protejarea sănătății angajaților, dialogul permanent cu autoritățile locale și partenerul social ne-au permis reluarea producției în condiții de securitate. Cadența uzinei este de 1313 vehicule pe zi, iar din această săptămână se va lucra și sâmbăta pentru a asigura măsuri de protecție consolidate împotriva virusului COVID-19. Nu avem angajați în șomaj tehnic, se arată într-un comunicat al celor de la Mioveni. Planul companiei este de a ajunge la 1400 de mașini pe zi în cursul lunii septembrie. Și la fabrica de la Craiova lucrările au reînceput la foc automat. Astfel, în cadrul uzinei Ford de la Craiova, la operațiunile de presaj se lucrează din luna iulie în 21 de schimburi pe săptămână, 3 schimburi pe zi, 7 zile pe săptămână. Tot în iulie, americanii au revenit la producția în 3 schimburi în cadrul uzinei auto, iar de luna aceasta revin la 3 schimburi și în uzina de motoare EcoBoost. Elevii se pregătesc pentru începerea noului an școlar, dar autoritățile nu au finalizat planurile. Prezent în platoul B1 TV, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a dat asigurări că pe 7 septembrie vor avea o analiză finală. Acesta a explicat de asemenea și cum vor fi evaluați epidemiologic elevii care vin din medii cu grad ridicat de infectare. Noi, în acest context, după ce am reperat o evoluție a pandemiei, după ce pe 7 vom avea o analiză finală înainte de începerea anului școlar, am oferit și acele 3 scenarii. Dar în același timp am lăsat și libertatea, între ghilimele, autorităților locale, consiliilor de administrație ale școlilor, DSP-urilor și ISJ-urilor, precum și comitetele județene de situații de urgență, să ia decizia, la propunerea consiliilor de administrație de la aceste școli, scenariul care poate fi folosit în acele școli. Întrebat despre ce se întâmplă cu elevii care vin din mediul rural, dintr-o zonă galbenă sau chiar roșie, în mediul urban, în zonă verde, ministrul Tătaru a răspuns. Deci acel copil suferă un triaj observațional într-o primă fază. Ok. Da? Pe care îl face un cadru didactic. Dacă situația o impune, va suferi și sau va susține și un triaj epidemiologic. Noi trebuie să ne gândim că acel copil vine dintr-o familie, da? Că acel familie conștientizează și poate anunța la un moment dat că într-adevăr au fost niște probleme sau nu cu acel copil. Da? Sau și în același timp acel copil ajunge la o școală în condițiile în care va trebui să respecte niște reguli. Tătaru dă asigurări că la minister sunt pregătite scenarii, protocoale care să vină în ajutorul oamenilor în cazul în care situația se înrăutățește. Totuși, medicul spune că trebuie să ne obișnuim cu un alt fel de stil de viață. Trebuie să înțelegem că nu este o viață normală. Dacă la începutul pandemiei spuneam că vom avea un alt 1 mai, vom avea altfel de sărbători pascale, vom avea altfel de rusalii, vom avea un alt tip de concedii, vom avea un alt timp de an școlar, chiar dacă unii n-au crezut sau n-au respectat, chiar așa și este. Dezinfectantul de mâini este unul dintre cele mai bune metode de prevenție împotriva infectării cu noul coronavirus. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că folosirea lui în exces ar putea fi dăunătoare, în special pentru copii, dacă nu e folosit cum trebuie. Pentru că se apropie începutul noului an școlar, copiii trebuie să fie bine protejați, iar riscurile dezinfectanților asupra celor mici sunt extrem de mari. Mai mult decât atât,
Medicii spun că profesorii vor trebui să-i supravegheze îndeaproape pe elevi dacă aceștia vor avea acces destul de ușor la dezinfectant. Devine periculos atunci când nu îl folosim așa cum producătorul ne indică pe etichetă, iar dacă discutăm de copii și de deschiderea școlii, poate deveni periculos dacă acesta, spre exemplu, va fi înghițit de copii, pentru că el conține 60-70% alcool etilic, ceea ce reprezintă o cantitate enormă pentru corpul unui copil. În același timp și părinții trebuie să instruiască pentru a nu folosi dezinfectant în exces. În același timp, specialiștii spun că dezinfectanții nu trebuie combinați între ei pentru că provoacă reacții adverse. Pe lângă dezinfectant, este indicat să folosim și o cremă de protecție cutanată. În primul rând, pot să apară leziuni cutanate, în special la cei care au anumite patologii dermatologice sau anumite alergii, pot să dezvolte alergii. Multe din aceste dezinfectante conțin, dincolo de alcoolul etilic și substanțe parfumate, chiar ele pot să determine astfel de reacții alergice. Medicii spun că în momentul în care observăm pielea uscată sau iritată, trebuie să schimbăm dezinfectantul pentru că acestea sunt semne de alergii. Iar dacă acestea nu dispar nici după schimbarea dezinfectantului, ne îndeamnă să apelăm la un medic dermatolog. Ministrul Nelu Tătaru a anunțat la postul nostru de televiziune că va demara o anchetă la nivelul Departamentului de Achiziții din cadrul Ministerului Sănătății și la comisia care a gestionat cumpărarea măștilor destinate persoanelor din categorii defavorizate. Tătaru a mai vorbit și despre situația din secțiile de terapie intensivă. În contextul în care noul virus se va suprapune cu gripa sezonieră, ministrul a vorbit și despre importanța vaccinării. Întrebat despre contractul celor 102 milioane de măști care nu ar fi ajuns la timp, ministrul a răspuns. Evaluarea este la 102 milioane de măști. După cum știți, a fost o licitație contestată, s-a așteptat un timp, vreo 60 de zile, până s-au încheiat contracte cadru, 11 din cei 14 care corespundeau, s-a încheiat un contract subsecvent cu prima firmă, a fost contestat, am așteptat la Comisia de Soluționare a Contestațiilor. După ce s-a dat verdictul că se respinge contestația, în a 10-a zi a fost contestat la tribunal, a rămas în așteptare, s-a respins și acolo, am început și am încheiat acel contract subsecvent, suntem în derularea. În acest context, Nelu Tătaru a clarificat situația. Din informațiile pe care astăzi le-am de la Comisia de Achiziție, s-au livrat, deși a apărut în presă o altă cantitate, 39 de milioane de măști. Dar acest contract trebuie reevaluat, fiindcă din discuțiile aflate în comisie s-ar fi încălcat niște termeni. Eu deja mâine am organizat o comisie de anchetă în interiorul Ministerului pentru a evalua acest contract și Comisia de Achiziții și în același timp avem și evaluarea pe care o facem pe contractul în sine cu firma câștigătoare. Ministrul a prezentat și care este situația cu privire la paturile de terapie intensivă. Avem 1050 de locuri în secțiile de terapie intensivă dedicate COVID și în acest moment, ați putut vedea, sunt la 519 cazuri, am avut 522 cele mai multe, da? Ei, aceste cazuri, să spunem în jur de 175 până în 200, sunt cele care necesită ventilație mecanică invazivă. Cele sunt pe o ventilație mecanică neinvazivă sau strict surse de oxigen. În contextul în care noul virus se va suprapune cu gripa sezonieră, ministrul a vorbit și despre importanța vaccinului. Judecând medical și cred că toți avem și, eu știu, și acea cădere și acel spirit în care la trecerea după 6 luni de pandemie, să știm că, într-adevăr, un vaccin contează foarte mult, mai ales atunci când nu l-ai. Suntem în plină campanie electorală, urmează ca elevii să se întoarcă la școală, iar restaurantele, teatrele și cinematografele s-au redeschis. În aceste condiții, ministrul Sănătății Nelu Tătaru a vorbit în platoul B1 TV despre nevoia de a păstra anumite reguli și precauții. Acest lucru va face diferența între menținerea unui număr constant de cazuri noi sau depășirea unui prag de 2000 de îmbolnăviri. Nu avem nicio intenție să speriem. Intenția este de a avea precauții, poate mai mari în această lună, fiindcă avem mai multe evenimente. Am avut deschiderea restaurantelor, teatre, cinematografe, avem o lună de campanie electorală în care vedem mai multă mobilitate, avem o lună de reîntoarcere la locurile de muncă din concedii, în care o să avem o oarecare aglomerare, prin mijloace de transport în comun.
Avem deschiderea școlii pe 14, avem alegeri pe 27. Aceste reguli trebuie păstrate. Nu speriem pe absolut nimeni. Ține doar de noi cum vom evolua în această lună și în lunile următoare. Referitor la avertismentele potrivit cărora am putea avea peste 2000 de cazuri noi în fiecare zi dacă regulile de protecție sanitară nu sunt respectate, Nelu Tătaru a precizat. Noi avem până într-o 1500 de cazuri în condiții în care respectăm regulile. Peste 2000 ține foarte mult de focarele în desfășurare. Nu vom avea uniform la nivelul întregii țări. Acolo unde avem aglomerări populaționale și se va antama o transmitere comunitară accentuată, vom putea avea peste 2000-2500. Dar eu sper să nu ajungem la acest scenariu. Eu încă merg pe principiul că vom respecta niște reguli și atunci menținem acest platou. Aș prefera decât să gândim fatalist sau să gândim cum vor apărea cazurile foarte multe, decesele foarte multe, cum terapiile intensive nu vor putea acapara acești pacienți care vin și vom fi nevoiți să vedem scenarii din Italia sau Spania din prima parte a pandemiei, aș prefera să păstrăm niște precauții. Cât despre temerea părinților cu privire la începerea școlii, ministrul a mai spus. Mă uitam și oarecum observațional, să spun așa. Avem niște griji, niște probleme când trimitem copiii la școală, cum vor merge, dar nu ne uităm că în parcuri, acum în acest moment sunt copii destul de mulți și în care nu prea suntem lângă dânsi și să le asigurăm niște condiții. Copiii în familiile noastre pot lua la început ca pe un joc aceste reguli și care pot deveni niște obiceiuri. Să ne obișnuim să trăim cu această pandemie un an, jumătate, doi, fiindcă acest virus nu va pleca așa de ușor. Cifre alarmante pentru România. Potrivit unui raport al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, România a înregistrat miercuri cea mai mare rată a deceselor din cauza COVID-19 din Uniunea Europeană. Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, pune cifrele pe seama faptului că cele mai multe persoane infectate au numeroase boli asociate. Așa arată statistica care o plasează pe România fruntașă la rata deceselor de COVID-19, astfel că am înregistrat o rata deceselor de 3,1 la 100.000 de locuitori. Următoarele două clasate din UE sunt Bulgaria cu 1,6 și Spania cu o rată de 1. Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat că rata mare a deceselor este provocată de capacitatea sistemului de sănătate de a trata pacienții cu comorbidități. Este preocupant pentru că după România urmează la distanță apreciabilă Bulgaria, cu 1,5 decese la 100.000 de locuitori, după care toate țările au o cifră mai mică de 1, unele chiar extrem de mică. Asta demonstrează că pacienții din România care fac infecția cu coronavirus în această perioadă sunt destul de mulți, din categoria persoanelor cu comorbidități, care sunt dispuse la forme mai grave, cu complicații și din păcate se ajunge și la deces. Potrivit ultimului bilanț al grupului de comunicare strategică, România a înregistrat 40 de decese în ultimele 24 de ore. Simona Halep este cea mai tare din parcare la propriu. Campioana în titre de la Wimbledon și-a luat cea mai scumpă mașină electrică. E vorba despre noul model Porsche Taycan. Simona Halep și-a luat cea mai scumpă mașină electrică din lume. Este vorba despre noul Porsche Taycan, al cărui preț începe de la 120.000 de euro și poate ajunge până la 200.000 de euro, în funcție de dotări și motorizare. Vârful de gamă Turbo S are numai puțin de 760 de cai putere și ajunge de la 0 la 100 de km la oră în 2,8 secunde. Simona Halep are însă de unde să dea bani. Ea a fost recent clasată. Din nou la știri, opozantul rus Alexei Navalny a fost victima unei tentative de asasinat prin otrăvire cu un agent neurotoxic din categoria Novichok. Cancelarul german Angela Merkel a avut o primă reacție pe acest subiect, condamnând tentativa de asasinat asupra lui Navalny. Guvernul german a declarat miercuri că testele efectuate asupra lui Alexei Navalny au arătat că opozantul lui Putin a fost atacat cu un agent neurotoxic din categoria Novichok. Lucru care a făcut-o pe cancelara germană Angela Merkel să reacționeze prompt. Este o informație tulburătoare despre tentativa de asasinare prin otrăvirea unei figuri principale a opoziției ruse. Scopul a fost să-l reducă la tăcere și condamn cu tărie aceasta în numele guvernului german. Agentul neurotoxic a fost dezvoltat de Uniunea Sovietică în timpul războiului rece și este interzis în temeiul Convenției privind armele.
armele chimice din 1997. În acest context, UE, NATO și mai multe guverne occidentale au solicitat o explicație de la Moscova și Regatul Unit a cerut explicații imediat. Este absolut inacceptabil ca această armă chimică interzisă să fie utilizată încă o dată și ca violența să vizeze încă o dată o figură a opoziției ruse. Pe de altă parte, Ministerul Rus de Externe s-a arătat reticent să comenteze acuzațiile. Purtătorul de cuvânt, Maria Zakharova, a învinuit în schimb Germania că nu a împărtășit niciun material autorităților rusești. Încă un caz de coronavirus la Hollywood. Actorul și fostul luptător de wrestling, Dwayne The Rock Johnson, a declarat recent că familia sa a fost testată pozitiv. Superstarul spune că, din fericire, în acest moment nu mai e contagios. My wife Lauren, as well as my two baby girls and myself, we have all tested positive for COVID-19. And I could tell you that this has been one of the most challenging and difficult things we have ever had to endure as a family, and for me personally too as well. Actorul, în vârstă de 48 de ani, le-a transmis urmăritorilor săi că fiicele sale au avut doar simptome ușoare, însă boala a fost mult mai grea pentru adulți. Cu toate acestea, Johnson susține că familia sa a reușit să treacă peste aceste momente dificile, iar în prezent nu mai este contagioasă. Actorul avertizează oamenii să fie atenți când își invită prietenii sau alți membri ai familiei acasă, pentru că multe persoane sunt asimptomatice și îi pot infecta fără să vrea pe cei apropiați. În acest context, Johnson a anunțat că orice membru al familiei și prieten care va mai veni în vizită va trebui să se testeze mai întâi. Acesta a declarat că a discutat cu mai mulți doctori și experți pentru a primi sfaturi despre cum își poate dezvolta sistemul imunitar și despre sănătate în general. Wear your mask. It is a fact. And it is the right thing to do, and it's the responsible thing to do, not only for yourself, but for your family and your loved ones, but also for your fellow human beings. Donald Trump are 49,5% șanse să câștige un nou mandat prezidențial. Actualul președinte a devenit favorit la o casă de pariuri, în timp ce Joe Biden a atins cea mai joasă probabilitate din ultimele trei luni, doar 49%. Șansele lui Donald Trump de a câștiga un nou mandat de la Casa Albă au crescut considerabil în ultimele săptămâni, recuperând în fața contracandidatului său Joe Biden și fiind cotat de către Betfair Exchange cu aproape 50% și cu o cotă de 2,02. Trump a redevenit astfel cel puțin pentru moment favorit pentru realegere, în contextul în care în ultimele luni Biden părea să aibă un avans decisiv. Potrivit jurnaliștilor americani, până în prezent au fost plasate pariuri în valoare de 79,2 milioane de euro. Cel mai mare pariu plasat până acum în campania prezidențială, de peste 50.000 de euro, au fost mizați într-un singur pariu pe Donald Trump. Și fostul premier al Italiei, Silvio Berlusconi, este infectat cu coronavirus. Vestea a fost confirmată de partidul Forța Italia și de medicul său, nimeni altul decât șeful secției de ATI de la Spitalul San Raffaele din Milano. Silvio Berlusconi este asimptomatic și se află în izolare la domiciliu, potrivit medicului său. Liderul partidului Forța Italia va continua să lucreze pentru a sprijini candidații formațiunii sale politice în alegerile regionale, cu interviuri în ziare, la televiziune și pe rețelele de socializare. Controversatul politician italian, care va împlini 84 de ani la sfârșitul lunii, a fost testat pozitiv de două ori, dar continuă să lucreze de la reședința sa din Arcore, în apropiere de Milano. Magnatul italian a fost prim-ministru al Italiei în patru rânduri, din 1994 până în 2011. Italia a fost epicentrul pandemiei de COVID-19 pe continentul european. Numai puțin de 271.000 de cazuri de coronavirus au fost depistate în Italia, unde de asemenea au murit din cauza virusului SARS-CoV-2 peste 35.000 de persoane. Autoritățile americane din sănătate au cerut statelor să pregătească distribuția pe scară largă a unui vaccin împotriva coronavirusului până la începutul lui noiembrie. În timp ce mai multe vaccinuri sunt în prezent în studii clinice, autoritățile pregătesc deja o posibilă distribuție pentru a economisi timp prețios. Conducerea Centrului American pentru Prevenirea și Controlul Bolilor cere urgent ca statele să facă ceea ce este necesar pentru ca centrele de distribuție pentru un viitor vaccin să poată fi pe deplin operaționale până la 1 noiembrie 2020. În timp ce mai multe vaccinuri sunt în prezent în studii clinice, autoritățile pregătesc deja o posibilă distribuție pentru a economisi timp prețios. Astfel, cursa pentru descoperirea unui vaccin se desfășoară într-un ritm alert în cea mai afectată țară din lume din cauza pandemiei. Asta în condițiile în care alegerile din SUA
vor putea deveni adevărate focare ale noului virus SARS-CoV-2. De altfel, un document publicat de New York Times prezintă trei scenarii în funcție de progresul unui vaccin A și al unui vaccin B. Acestea par să corespundă vaccinurilor dezvoltate de Pfizer și Moderna, cele pe care Statele Unite le-au precomandat în cantități de milioane de doze. În același document, prezentat de Trustul American, sunt detaliate și condițiile necesare de depozitării acestora, precum și categoriile de persoane care trebuie vaccinate cu prioritate. De altfel, și președintele Donald Trump, candidat la realegere în 3 noiembrie, a declarat săptămâna trecută că Statele Unite vor avea un vaccin anul acesta. Programul NSA de supraveghere a comunicațiilor expus de Edward Snowden a fost ilegal. Decizia a fost luată de o curte federală din Statele Unite. Snowden este acuzat de spionaj și se află de 7 ani în Rusia, unde s-a refugiat pentru a nu fi arestat de autoritățile americane. Curtea de apel a declarat că programul în cadrul căruia NSA a colectat și analizat datele colective furnizate de mai multe companii de telecomunicații încalcă legea privind supravegherea informațiilor externe și reprezintă un act neconstituțional. Deși inițial agenția a negat că ar fi colectat astfel de informații de la americani, oficialii au susținut ulterior că spionajul a ajutat țara să combată extremismul intern. În acest context, reacția fostului agent NSA Edward Snowden, care se află în exil în Rusia de 7 ani, nu a întârziat să apară. În urmă cu 7 ani, când presa relata că am fost acuzat ca un infractor pentru că am spus adevărul, nu mi-am imaginat că voi trăi să văd cum instanțele noastre condamnă activitățile NSA ca fiind ilegale și să mă crediteze pentru că i-am expus, a declarat fostul agent pe contul său de Twitter. Edward Snowden a fost acuzat de spionaj după ce în 2013 a povestit întregii lumi cum NSA strângea înregistrări telefonice a milioane de americani. Potrivit acestuia, furnizorul de telefonie era obligat să predea aceste înregistrări zilnic, printr-un ordin judecătoresc, și nu erau vizați doar cei care prezentau suspiciuni. Snowden a dezvăluit la vremea respectivă că spionarea populației nu se oprea doar la companiile de telefonie. NSA a fost acuzată că a monitorizat serverele a 9 mari companii, printre care și Google, Facebook, Skype, Yahoo și Microsoft. Tatălui Lionel Messi nu-i mai dă celebrului fotbalist nicio șansă de a mai juca la Barcelona. Abordat de un reporter spaniol, Jorge Messi a explicat că este foarte dificil ca fiul său să rămână la gruparea catalană. Jorge, buenas, ¿se va a ir Leo del Barça o qué? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Difícil. ¿Difícil para quedarse? Sí. ¿Y el Manchester City es una buena opción? No sé, no hay nada todavía. No, hablasteis con Pep, dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça. No hablé con Pep. ¿No hablasteis con Pep? No, con nadie. ¿Y cómo ves el futuro en el Barça? Difícil, difícil. Jorge Messi își va reprezenta fiul în negocierile cu președintele Barcelonei, Josep Bartomeu. Clipurile ale lui Jean-Claude Van Damme a devenit viral pe internet. La aproape 60 de ani, actorul continuă să impresioneze cu forma sa fizică. Stoc B1 cu Alexandru Rotaru. Pe curând!